Bună ziua, dragi copii! Ne aflăm la Biblioteca Hristo Botev. Vreau să vă spun că astăzi este Ziua Mondială a Științei și biblioteca noastră marchează acest eveniment, ca și alte biblioteci și alte instituții. Într-adevăr, nu ne putem imagina astăzi viața fără calculator, fără telefoane mobile, telefoane fixe, fără televizoare, mașini, transport fel de fel, fără de cărți, fără de ochelari, fără de pix și multe alte lucruri care ne înconjoară și cu care ne-am obișnuit, dar ne fac viața confortabilă. Toate aceste lucruri, cândva, cineva le-a inventat, așa? Și ne le-a dăruit tuturor nouă, adică întregii omeniri. Aceștia sunt savanții. Noi cunoaștem astăzi multe lucruri despre univers, despre pământ, despre planete, despre natură, despre timp, despre plante, animale, păsări și așa mai departe. Și tot le datorăm aceasta savanților care studiază, cercetează, descoperă multe lucruri interesante pe care noi le aflăm de la ei. În biblioteca noastră sunt o mulțime de cărți care reflectă aceste descoperiri, ne povestesc despre diferite curiozități al naturii, despre personalități care au făcut diverse descoperiri și invenții. Iată o parte din aceste cărți, le aveți aici pe masă, aceasta e colecția Științele Naturii, Galerie Personalităților Lumii, mica prima mea enciclopedie și multe, multe alte cărți care se află pe rafturile bibliotecii noastre. Astăzi vreau să vă atrag atenția la două cărți pe care le-am primit chiar nu de mult în colecția bibliotecii noastre și care cred că o să vă trezească curiozitate. E vorba de cartea 20 de băieți extraordinari care au schimbat lumea și o altă carte 20 de fete care au schimbat lumea. În fiecare dintre aceste cărți sunt incluse câte 20 de istorii despre, în cartea aceasta despre băieți și în cealaltă carte despre fete, cu visuri mărețe, foarte talentați și tentați, puternici, că și-au adus visul la realizare, care au devenit apoi mari și au devenit renumiți în toată lumea. Eu o să vorbesc mai detaliat despre o personalitate, și anume despre Marco Polo. Cine a fost Marco Polo? Probabil ați auzit unii despre el. A fost un călător, explorator, ambasador italian, care a săvârșit o lungă, dar interesantă călătorie din Italia, traversând toată Asia de Sud și Asia Centrală spre China și mai mult despre China și și-a reflectat impresiile, cunoștințele în Cartea Minunilor, așa numită carte care a devenit celebră, cunoscută în toată lumea. S-a întâmplat această călătorie în evul mediu, adică în secolul 13-14 al omenirii. O să citim unele fragmente ce ne povestește această carte despre Marco Polo. Ia-mă cu tine în China, ia-mă cu tine în China, mă rugam eu. Tata a fost de acord și numai datorită acestui fapt, istoria mea este cunoscută azi în toată lumea. M-am născut în Veneția, care în secolul al XIV-lea, XIII-lea era o republică puternică și prosperă, bogăția ei datorindu-se comerțului înfloritor cu Orientul. Familia mea era una din negustori bogați. Când au apărut pe lume, tatăl meu, Nicolo, era foarte departe de casă, într-o expediție. Din păcate, mama mea a decedat cu puțin timp înainte ca el să se întoarcă acasă. Și așa am ajuns să fiu adoptat de mătușa și de moșul meu.
Vreau să vă spun că și-a văzut tata el pentru prima dată, adică și-a văzut când avea 15 ani, când acesta a revenit din expediție, din expediția, și i-a povestit lui Marco despre călătoria lui în China și prin Asia. Vreau să spun că călătoria aceasta l-a impresionat foarte mult pe Marco Polo și la 17 ani el împreună cu tatăl său și cu unchiul său a pornit iarăși în călătorie. Adică pentru Marco a fost prima călătorie în aceste ținuturi. Am părăsit Veneția într-o zi de primăvară a anului 1271. Trecând prin Anatolia și Armenia, am ajuns la râul Tigru, apoi în orașul Bagdad și de acolo la portul din Ormuz. La Ormuz nu am găsit o navă potrivită pentru a străbate întinsurile periculoase ale mării și de aceea am hotărât să ne continuăm călătoria pe drumul Mătăsii. Străvechea rută pe care o parcurgeau caravanele și care conecta țărmurile Mării Mediterane cu India și China. Am străbătut platoul Pamirului și deșertul Gobi, am atins partea dinspre miază noaptea Chinei și de acolo, înaintând de-a lungul râului Kalpin, am ajuns la Han Balik, vechiul Beijing, adică în China, și în cele din urmă la somptuosul palatul ai lui Kublai Khan din Hanadu. Drumul ne-a luat 3 ani și jumătate. Vreau să vă spun că, ajungând în China, pe parcursul călătoriei, Marco s-a mirat cât de populat este acest ținut, fiindcă Europa nu era atâta populație în fiecare țară. L-a impresionat obiceiurile, tradițiile acestui popor. L-a impresionat bogățiile care le-a văzut acolo, diferite blănuri, aur, pietre prețioase, arme și multe altele. L-a impresionat de asemenea și alimentația, în care era foarte mult, se consuma foarte mult lapte și condimente și multe alte lucruri interesante. Despre toate acestea, el descrie în cartea Minunilor, care pe urmă s-a mai numit și Milionul, sau Călătoriile lui Marco Polo. Azi, în Milioni, continuă să fie cea mai prețioasă carte despre Orient, scrisă de un european în Evul Mediu. Paginile ei sunt pline de comori fără de număr, de râuri cu aur, de mine pline de cu argint, de insule îndepărtate pe care nu a călcat picior de străin, cu țări în care cei răposați erau arși pe rug cu o perlă în gură, cu locuri populate de indieni, binevoitori sau dușmănoși. Pe scurt, în Cartea Minunilor poți descoperi cele mai surprinzătoare lucruri pe care le-am văzut în religia, tradițiile și obiceiurile popoarelor din Orientul de atunci. Vreau să vă spun că cartea a avut un enorm succes pe atunci, dar și mult mai târziu, în secolele ce au urmat. A fost ca un ghid pentru mulți geografi, călători și vreau să vă spun că și Cristofor Columb s-a folosit de cartea lui când s-a pornit în călătoria sa spre India, dar a ajuns în America, după cum știți. Citiți această carte și veți afla mai multe lucruri interesante despre Marco Polo și despre mulți alți oameni extraordinari care au visat cândva la diferite lucruri frumoase și le-au putut realiza. Au visat încă de atunci de când erau copii, ca și voi. Citiți și alte cărți despre personalitățile lumii care au îmbogățit știința, care ne-au făcut cunoștiți cu multe descoperiri interesante. Și celelalte cărți pe tema dată, pe care le puteți găsi în colecția bibliotecii noastre. Vă urez o zi frumoasă, vă invităm la biblioteca noastră să ne vizitați, să împrumutați
aceste cărți, să le lecturați și